Salutare la toată lumea, bine ați revenit, o nouă reacție pentru Alibata, Avenged Sevenfold, Buried Alive. Fingerstyle, când am auzit pentru prima dată Alibata, pentru mine, în primul rând, un lucru foarte important a fost faptul cât de simplu este el. Stă, cântă și nu are efecte speciale, nu are videoclipuri, nu știu de care. Nu, foarte simplu. Și de asta mă și bucur că are succesul pe care îl are. Eu vă recomand să vă abonați la canalul lui. Momentan e la 5.840.000 de abonați. Cred că măcar 160.000 de români, să ajungem la 6 milioane. Un om minunat care cântă foarte frumos și faptul că e simplu, e modest, e un motiv în plus ca să îl urmăriți. Haideți să vedeți și cât de mișto cântă. Kopi mana kopi pentru cei din Indonezia. Se pare. Pentru mine omul ăsta este un fenomen al naturii. Pentru că abilitatea lui de a cânta la chitară și a transmite niște sentimente pe care de multe ori le primești doar când asculți o voce care îți transmite un mesaj ca și cântec, da? El face asta doar cu chitară. Asta pentru mine e foarte impresionant. Cred că vine ploaia, așa că înregistrez reacția asta și după aia pun pauză. Am înregistrat mai multe reacții azi, de-aia zic. Chiar aștept părerea voastră despre ce face Alibata. Apropo, că n-am specificat când am zis pentru cei din Indonezia copi mana copi înseamnă cafea, unde e cafea, ceva de genul. Ca să știți asta, toți scriau cei din Indonezia pe canalul în engleză și am tradus și eu aia și am văzut că înseamnă asta și Alibata e mare consumator de cafea. Și de țigări, dar de țigări m-am lăsat. Sunt mândru să spun că am mult mai mult de un an de când nu mai fumez, ceea ce pentru mine e o realizare.
E super tare omul. Și să-l vedeți ce face cu chitara electrică. Pentru că el foarte mulți ani a făcut cover-uri cu chitară acustică și acum de curând a început omul să facă și pe chitară electrică. E extraterestru ce face omul ăsta. Și are și piese originale. Are foarte multe cover-uri, dar a început să pună și piese originale și super tare. De asta eu vă recomand să vă abonați la canalul lui Libata și puteți să urmăriți piesele sau puteți să așteptați reacția mea la ele și după aia să urmăriți piesele. Pentru că ideea asta este, dacă vezi o reacție, uită-te și la video original. Asta sper eu. Fenomenal. De asta o să vedeți că o să primiți foarte multe reacții pentru Alibata. E genul domn care el cu chitara lui te face să ai pielea de găină. Și eu am devenit fanul lui nu doar pentru cum cântă, dar și pentru ce personalitate are omul. Faptul că e modest, faptul că e o persoană bună și nu știu să explic. O să explic în timp când o să fac mai multe reacții. Dar Vans, omul ăsta merită să aibă cât mai mulți fani și în România. Eu dăz la toată lumea multă sănătate, o zi cât mai frumoasă și să vă bucurați de muzică bună. La revedere!